Gruparea dâmbovițeană de Liga 5 a Voința Vișina a mai făcut o victimă în drumul său spre cel de-al patrulea eșalon fotbalistic, învingând cu scorul de 7-1 Voința Ionești. După succesul repurtat, roșalbaștri și-au asigurat biletele pentru Liga a 4-a din sezonul viitor, diferența de 12 puncte față de principala urmăritoare, Spicul Jugureni, fiind practic greu de recuperat. Surpriza s-a petrecut însă la Odobești, acolo unde Viitorul din localitate i-a administrat o corecție severă Spicului din Jugureni, 7-2. Tot la capitolul surprize se încadrează și rezultatul înregistrat la Străoști, unde Lanterna Roșie a clasamentului a obținut o victorie 2-0 în fața Petrolului din Răscăieți. Rezultatele complete înregistrate în cadrul etapei de miercuri din Campionatul Județean de Fotbal Liga 5 a Seria Vest Dâmbovița, cât și clasamentul la zi sunt următoarele. ASE Olimpia Picior de Munte, ASE Viitorul Burduca 2-1, ASE FC Potloci, ASE Sportul Mogoșani 6-2, ASE Voința Vișina, ACS Voința Ionești 7-1, ASE Viitorul Odobești Ziduri, ASE Spicul Jugureni 7-2, ASE Viitorul Găiești, ASE Dinamo Odaia Turcului 3-3, ASE Viitorul Străoști, ASE Petrolul Răscăieți 2-0, ASE PCM Ungureni, ASE Olimpia Morteni 3-0. Partida ASE Corbi Mari, ASE Unirea Cobia a fost amânată.